Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Iată că, plimbându-ne așa prin România, am ajuns și în Focșan și avem norocul că întâlnim în fiecare oraș cât un om bun, pasionat de istorie, care să ne arate orașul, și de această dată ne întâlnim cu Silvia Nichita. Bună! Bună ziua și bine ați venit la Focșan! Bine v-am regăsit! Mă bucur să vă fiu oaspet, să-mi fiți oaspet aici în oraș. Eu am împreună cu soțul meu și cu un alt grup de prieteni pasionați de istoria orașului, am început un proiect care se numește Povestim Focșaniul. Pornind de la o curiozitate personală, doream să aflăm mai multe despre cum arăta orașul nostru înainte să se instaleze aici regimul comunist și Focșaniul să devină în mod nefericit cunoscut ca un oraș plin de blocuri care nu spun nimic din punct de vedere vizual. Și înfometați așa de frumos și de cultură și de adevăr istoric, am pornit o aventură care ne-a condus prin arhive publice și private din toată Europa. Și astăzi, după aproape 6 ani, am publicat 2 volume de cercetare. Am documentat în mare, zic eu, foarte bine istoria unionistă a orașului Focșani. Am lucrat mulți ani ca jurnalist aici în Focșani și prin natura meseriei, evident că am scris multe materiale, multe articole despre personalități locale, despre clădiri emblematice ale orașului. Mi-au picat în mână din când în când câteva ilustrate vechi, dar erau destul de rare. Și curiozitatea m-a purtat către drumul acesta al încercării de a afla cum era, de fapt, orașul în care eu m-am născut. Okay. Da? M-am născut înainte cu un an de cutremurul din 1977, când orașul nostru arăta absolut diferit. Era un oraș negustoresc, specific a sudului Moldovei, cu multe case frumoase, vechi, o arhitectură interesantă, chiar aici unde vă poftim și unde ar trebui să fie sufrageria în aer liber a orașului, era așa numită piață Munteni. Era înconjurată de foarte multe case vechi, locuințe vechi, frumoase, care au fost demolate odată cu cutremurul din 1977. Practic, deci atunci s-a produs o schimbare mare a orașului. Exact, noi vedem cutremurul din 77 ca un blestem care a picat asupra vechiului Focșani, pentru că tovarășii comuniști au luat foarte mult profit de pe urma acestui cutremur. Au primit foarte multe fonduri de la guvern, astfel încât să se elimine vechile clădiri și să se reconstruiască nu numai omul nou, ci și orașul nou. Dar aici e o combinație între vechi și nou și o să ne arăți asta în turul de astăzi. E o combinație foarte interesantă. O să vă arăt și o să ne plimbăm împreună pe la principalele monumente și mărturii ale trecutului care au rămas în istoria noastră. Însă, cum proiectul nostru de cercetare Povestim Focșaniul vrea să scoată la iveală și ceea ce a fost, să nu uităm trecutul, pentru că astfel ajutăm să nu se repete. O să vă povestesc și despre anumite obiective care au dispărut din peisajul urban, dar care au rămas în memoria publică și care ne pot servi ca un model pentru a face din Focșani un oraș mai frumos pentru viitor. Okay. A fost un efort foarte mare în Focșani, a fost o perioadă de aur a acestui oraș. Să zicem, de la începutul anilor 1848 până la Unirea Mare din 1918, când, în ciuda faptului că s-a desființat granița între cele două principate și viața comercială a orașului a scăzut, aici a funcționat Curtea de Apel. Era o instituție foarte importantă care i-a fost oferită orașului ca un fel de recompensă după desfințarea graniței, când s-a pus chiar problema ca Focșanul să fie capitala României. S-a luat o decizie înțeleaptă și s-a mutat capitala la București, bineînțeles, dar aici s-a mutat Curtea de Apel, care servea o regiune importantă a țării, inclusiv cele două județe din sudul Basarabiei, fapt care a creat o viață profesională, o viață
O viață socială foarte intensă. Aveam aici judecători cu doctorat la Paris, cu doctorat la Berlin, oameni care participau la serate dansante în casele aristocrației locale. Erau așa numitele case deschise, în care se dădeau baluri. Aveam o casă deschisă a doamnei Apostoleanu, care organiza serate dansante și baluri care erau cunoscute chiar până la București. Administratorii orașului nostru au ridicat atunci primul sediu al primăriei. A fost un efort foarte mare, care se afla chiar pe locul în care este primăria actuală, dar care odată cu cutremurul a dispărut din peisajul urban. S-a ridicat un teatru, un ateneu. O să ne povestești de fiecare în parte. Un palat de justiție. Mm-hmm. Practic orașul a fost mobilat, ca să spun așa, cu clădirile de care orice oraș modern avea nevoie. Mm-hmm. Așa încât Nicolae Iorga spunea la un moment dat că, din punct de vedere arhitectural, orașul Focșan se afla între primele orașe ale țării, după Iași, Craiova și, desigur, București. Okay. Așa că aveam ce să vedem în Focșani, dar aveți ce să vedeți și astăzi, pentru că, până la urmă, un oraș este făcut din oamenii lui și din poveștile pe care uitați și voi le dați mai departe către abonații canalului vostru. Cu ajutorul vostru, bineînțeles. De unde începem? Ah, și ce vor regăsi cei interesați în carte? Noi ne-am propus să spunem istoria pe înțelesul tinerilor, okay, așa încât, începând din anul 2017, organizăm tururi pietonale pentru oameni interesați de istorie și arhitectură locală, de peisaj urban. Vrem să atragem și tinerii să cunoască mai bine istoria, așa încât noi am decis la un moment dat de ce să păstrăm aceste povești doar pentru noi. Uite, te rog să ții tu această carte. Și în cadrul proiectului nostru Povestim Focșaniu, l-am publicat două lucrări de cercetare care au în comun inima orașului Focșani, este simbolul acestui proiect. Este o secțiune din Hora Unirii și probabil că o să le arătați și acel micuț magnet. Ne-ai dat un suvenir exact. Da, o să-l vedeți și aici. El se regăsește în toate proiectele noastre. Acesta, da. Este practic, o considerăm noi inima orașului, este o secțiune din Hora Unirii, un cuplu care dansează. Și ne-am concentrat pe istoria unionistă a Focșanului, pentru că citim noi în cărțile de istorie, dar unirea a fost făcută de oameni. Iar oamenii și-au asumat, generația aceea unionistă și-au asumat rolul de a lua niște decizii care ne-au adus până la urmă la România de azi. Unde se pot găsi? Din păcate, la prima noastră lucrare publicată în 2020 și care este dedicată elitei unioniste, deci ne-am concentrat pe perioada Unirii și a elitei care a făurit Unirea, e un tiraj epuizat, dar okay, noi ne pregătim acum să îmbunătățim și să republicăm lucrarea. Iar cea de-a doua carte, ele vin într-un alb și roșu, o împletire a acestui fir al istoriei, este publicată a fost lansată la începutul acestui an. Și este o lucrare care se concentrează pe Focșaniul cosmopolit. Acești oameni de diferite naționalități, venite din diferite zone ale Balcanilor, ale Europei, pentru că au fost evrei foarte mulți, am avut aici o comunitate foarte activă și interesantă, am avut o comunitate de armeni, am avut greci, am avut italieni, am avut orologierul, șef al orașului era un polonez, mm-hmm, am avut minoritate rusă, am avut basarabene, am avut albanezi, foarte mulți oameni de la sud de Dunăre. Și unde o găsesc? O găsiți în librăria din oraș, aici librăria Alexandria din oraș, cât și în librăria de artă patrimonescu.ro. Okay. Este o lucrare de cercetare. Online. Da, este o lucrare de cercetare pe care am publicat-o cu sprijin de la Administrația Fondului Cultural Național și care vizează cumva, vrem să redăm orașului o pagină de istorie pe care oamenii au uitat-o. Ce aș vrea să subliniez este că fiecare poveste din această carte are un simbol, așa numit, să-i spunem, un fel de Pokémon. Ok. Și toate aceste simboluri de pe cele două cărți se reunesc pe copertă, fiind o invitație către toți cei care citesc să privească mai cu atenție orașul și poveștile lui. Și până la urmă, împreună să țesem acest covor
da, care înseamnă arhitectură urbană, care înseamnă artă urbană, care înseamnă istorie locală și care înseamnă oameni și amintiri despre trecut. Noi nu numai că am documentat acest traseu cultural al Unirii, care ne dorim să existe în Focșan, dar recuperăm și multe fotografii vechi pe care o să vi le arătăm, portrete de oameni, case vechi, colțuri de străzi, inclusiv fotografii aeriene, dacă voi l-am văzut. Aveți acum o dronă cu care vreți să filmați orașul da, de azi. O să punem câteva peisaje. O să vă arătăm și noi. Ah, ia uitați că pălăriile... E bine că bate mântul că da. Ne mai răcorește un pic. Orașul Focșan, poate puțin știu, a fost sub ocupație germană în timpul Primului Război Mondial pentru 2 ani. Timp în care au avut loc multe abuzuri asupra cetățenilor orașului, din păcate, pentru că toate casele frumoase au fost ocupate de ofițerii și soldații germani. În schimb, peste un secol și ceva, am bucuria să spun că oamenii aceștia au lăsat niște amintiri de preț, pentru că au fotografiat foarte mulți oameni, magazine, locuri. Avem câteva fotografii aeriene senzaționale care arată peisajul urban de la 1918. Ele erau făcute cu alte scopuri, exact, dar scopuri iată, militare. Exact, dar iată că ne ajută foarte mult astăzi. Da, astea sunt fotografii artistice care arată că Focșaniul era un oraș european de clasa aproape întâi, nu era o capitală. În mărimea orașelor din liga în care juca, era un oraș frumos, care avea un palat de justiție interesant, avea o primărie, avea teatru. O să le vedem pe toate acestea. Sigur că da, și vă invit să ne urmăriți și să ne urmăriți prin istoria orașului. De-abia așteptăm. De unde începem? Haideți să fie o surpriză. Ok. Și să nu dezvăluim totul, okay. Și să-i lăsăm pe urmăritorii voștri să descopere. Ok. Ne aflăm cumva exact pe zona în care trecea granița între cele două principate. Până la reorganizarea administrativă, Focșanul era împărțit în două. Ok. Până la 1859 era între două țări, okay, care? Moldova și Țara Românească. Bun. Acum nu știu exact așa la milimetru pe unde trecea granița, dar pot să vă spun că mai degrabă suntem în partea moldoveană a orașului, care ținea de județul Putna. Dovadă este că aici această clădire monumentală este prefectura județului Putna, ridicată în anul 1913 în stil arhitectural neoromânesc și ea cumva ținea de focșanii Moldovei. Bineînțeles, a ajuns apoi să deservească întregul oraș. Dar pentru că ne aflăm chiar așa aici lângă acest arbore absolut superb, pot să vă spun că este arborele meu preferat. Nu știu dacă aș merge chiar atât de departe, dar dacă cineva ar vrea să-l taie, m-aș lega de el să-l salvez. Pentru că este cunoscut ca Stejarul Unirii. Aici, fiind prefectura, acest arbore a fost plantat de către salariații prefecturii. A fost un moment oficial când toți angajații acestei instituții, în frunte cu prefectul, pe care îl chema Graur, au ieșit și au plantat un pui de stejar și chiar am găsit această informație, este o descoperire a proiectului nostru în așa numită carte de aur a prefecturii Putna. O să vă și arăt că am poza pe telefon. Și era un fel de oracol, un fel de jurnal al prefecturii, dar nu era acel document oficial în care oamenii își puneau acolo documentele de înregistrare, ci era și o viață colegială a oamenilor care lucrau împreună și își țineau în această carte de aur fotografiile pe care le făceau, ce musafiri veneau, poate primeau din Basarabia pe cineva sau venea un actor mare și vizita orașul. Prefectura județului funcționa la vremea respectivă ca un fel de sufragerie a orașului. Și ei aveau această carte de aur a prefecturii, iar pe 25 septembrie 1929 s-a terminat, să zic, înregistrarea precedentă, iar pe 10 mai 1929, când era și ziua regalității, da, cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de la unirea tuturor românilor într-un singur stat, fiind de față reprezentații tuturor autorităților de la nivelul județului nostru,
s-a sădit în curtea prefecturii stejarul Unirei. Iată că acesta și-au semnat cu toții, o să vedeți aici. Să și iată că acest stejar al Unirii există încă în orașul nostru și va trebui să avem grijă de el, să reziste în continuare. Deci mai are puțin face 100 de ani. Da, mai cu seamă că în vremurile din urmă, orașul Focșani era cunoscut ca orașul dintre pomi. Okay. Aici a fost o pădure foarte deasă de stejari, pe la, eu știu, anii 1300. Iar aici s-au format câteva sate, care ulterior aveau să se transforme în Focșani. Iar cel care a, să zic, trasat granița între Moldova și țara românească prin Focșani a fost Ștefan cel Mare, prin abaterea unui braț al râului Milcov. Da, râul Milcov trece pe lângă oraș, o să-l vedeți, probabil l-ați văzut, ați trecut pe podul de cum veniți spre București. Numai că prin tragerea acestui braț al râului Milcov s-a trasat oficial granița, care a funcționat până la unirea din 1859. Pentru că era așa o gârlă, un milcovel, un milcov mai mic, nici nu existau poduri. Oamenii puteau să treacă peste mici punți din lemn. Era un singur pod de piatră aici foarte aproape, unde de fapt s-a și dansat Hora Unirii când a venit Cuza la Focșani. Dar în continuare, haideți să vedeți și intrarea monumentală în curtea prefectura fostului județ Putna, care astăzi funcționează ca o universitate. Da. După cum v-am spus, istoria acestei clădiri începe în anul 1913. Viața era foarte grea, țara nu avea bani, erau războaiele balcanice, apoi a izbucnit primul război mondial și a durat construcția ei până în anul 1926. Oho! Era considerată o clădire emblematică a orașului, făcută în stil neoromânesc. Stil neoromânesc care a fost consacrat de către arhitectul Ion Mincu, fondatorul curentului neoromânesc în arhitectură și cel care a pus pe picioare învățământul românesc de arhitectură. Noi am fost foarte bucuroși că în sfârșit s-au finalizat lucrările de reabilitare în această clădire istorică și încă se mai păstrează aici cumva delimitarea între Moldova și țara românească, pentru că jos se află sediul Universității din Iași, sper să nu mă înșel, și sus sediul Universității din București. Fiind o clădire situată pe graniță, iată că, nu știu, învățământul universitar din cele două provincii istorice și-a găsit loc aici, ceea ce este o bucurie. Există aici o scară monumentală pe care o puteți admira și pentru că ne aflăm într-o zonă de podgorie, se găsește acolo simbolul viței de vie, simbolul strugurilor. În planurile inițiale era o frescă aici, în holul central. Din păcate, nu a mai putut fi recuperată. Dar, după cum se vede, încă s-a păstrat așa parfumul unei epoci apuse, astfel încât tinerii din ziua de astăzi să vadă și ei cum arăta sediul unei prefecturi la începutul secolului trecut. Altfel, toate birourile sunt moderne. Exista acolo un luminator, pentru că electricitatea era o problemă. Și mai vedem un acolo, dar asta e astupat. Da, s-a astupat. Cert este că această clădire a fost închisă foarte mulți ani, Vrancea fiind o zonă seismică, a fost destul de afectată de cutremurile din ultima sută de ani. Pe de altă parte, a existat și un dezinteres al autorităților, trebuie să recunoaștem. Dar în cele din urmă s-a reușit să se finalizeze lucrările și cred că în urmă cu 2 ani
s-a făcut deschiderea oficială. Arată foarte bine. Aș vrea să vă spun că această clădire a fost proiectată după planurile arhitectului Daniel Renard. Este același arhitect care a lucrat și la cazinoul din Constanța. Din câte am citit, el era fiul unei guvernante franceze venită să se ocupe de educația copiilor din familiile aristocrate ale Moldovei. A urmat arhitectura și și-a pus semnătura pe, pe mai multe lucrări monumentale din România, una dintre acestea fiind, iată, prefectura județului Putna de aici, de la Focșani. Ca și atunci, a fost un efort, la vremea respectivă a fost un efort foarte mare să se facă o asemenea construcție. Chiar și astăzi să ridice așa ceva necesită un efort impresionant. Și fiind o clădire atât de frumoasă, de fiecare dată când veneau în vizită, ce știu eu, regele, regina, musafiri de rang înalt, erau primiți aici în... în holul acesta al prefecturii și funcționa ca un fel de sufragerie a orașului. Bun, în continuare vreau să vă invit să vedeți alte clădiri, monument istoric. Focșanul are doar 4 clădiri monument istoric de categoria A. Okay. Asta înseamnă... Una. Da, una dintre ele este prefectura fostului județ Putna. Cealaltă este clădirea de peste drum, este sediul istoric al Băncii Naționale a României. Cealaltă este teatru, care se află aici la doi pași. Iar cea de-a patra, în acest pătrat istoric care cuprinde și centrul municipiului Focșani, este Palatul Administrativ. Okay. Și mai mult sau mai puțin sunt legate de stilul arhitectural neoromânesc impus de Ion Mingu, care s-a născut aici la Focșani și despre care o să vă mai spun o poveste frumoasă. Haideți să mergem. Aici îmi place când fac tururile cu copiii în cadrul proiectului nostru Povestim Focșaniu, să le spun că ar fi frumos să ne oprim, pentru că în vremurile din urmă, oamenii când treceau pe lângă un mare artist, pe lângă busul unui mare artist, își dădeau jos pălăria. Okay. Este... marele nostru focșănean Ion Mincu, născut aici la Focșani în 1852, este considerat un geniu al arhitecturii, cu toate că nu a lăsat foarte multe edificii publice semnate de el, credea foarte mult în arta lui și tot ce a făcut a fost exact așa cum era radarul său moral și credința lui că ar trebui să lucreze un arhitect. El era născut într-o familie de negustori veniți de la Sute, Dunăre, aici în Focșani. O familie care a dat foarte multe genii, nu numai pe Duiliu Zamfirescu, ci nu numai pe Ion Mincu, ci și pe scriitorul Duiliu Zamfirescu, care s-a născut la Focșani, erau rude. Bustul a fost ridicat aici pe vremea comunismului, cumva pentru a compensa faptul că autoritățile, după cutremurul din 1977, au demolat casa părintească în care Ion Mincu s-a născut și a trăit. Pentru cei care nu știu, Ion Mincu a fost fondatorul curentului neoromânesc în arhitectură. România, ca țară, are privilegiul să aibă propriul său stil arhitectural, ceea ce ar trebui să fie o mândrie pentru noi românii. Și o să puteți vedea aici, în Focșani, inclusiv această clădire a fostei prefecturii a județului Putna, este creată tot în spiritul acestui stil arhitectural neoromânesc creat de Mincu. Și tot Mincu a fost cel care a fondat, alături de colegii săi, Învățământul Românesc de Arhitectură, după cum știți, Universitatea de Arhitectură și Urbanism din centrul Bucureștiului îi poartă numele. Dar mai mult decât atât, noi am avut doi arhitecți care, la începutul secolului trecut, practic conduceau tot ce ținea de arhitectura din România. Este vorba de Ion Mincu și George Mandrea, un alt arhitect foarte cunoscut din România, născut de asemenea în comunitatea armenească de aici, din Focșani. Ar trebui să avem puțin mai multă grijă de
de acest monument. La un moment dat a venit un grup de artiști din București pentru care am făcut un tur pietonal și unul dintre domni s-a uitat și a scos o gumă din gura arhitectului. Chiar s-a urcat acolo sus și eu chiar mi-am propus să trimit o scrisoare către Direcția pentru Cultura Județului Vrancea ca împreună cu autoritățile locale să aranjeze puțin spațiul acesta din jurul acestui monument pentru a cumva promova mai bine atât oamenii care au plecat de aici din Focșani și au făcut ceva pentru țară, cât și, mă rog, zona parcului, pentru că nu, după cum v-am spus, nu prea îmi place cum arată aici, dar în continuare vom merge către Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia. Este considerată clădirea emblema orașului Focșani, perla arhitecturii focșenene, o clădire care a fost dăruită orașului nostru de un singur om, un gest neegalat într-o sută de ani. Este vorba despre maiorul Gheorghe Pastia, erou al războiului de independență, un focșănean cu F mare, i-aș spune eu, care, într-o perioadă în care orașul nu avea săl de spectacole, instituții pentru cultură, a decis să-și pună la bătaie averea pentru a construi ceva pentru ridicarea culturală a focșănenilor. Hai că adie și un pic vântul, e bine, e foarte cald afară, cred că sunt vreo 35 de grade, dar uite, suntem în fața teatrului. Da, este clădirea emblema orașului Focșani și clădirea mea preferată, deși sunt și alte bijuterii ascunse ale orașului. Este o clădire minunată, atât prin felul în care arată arhitectural, cât și ca poveste, pentru că această clădire a fost dăruită orașului nostru de către un cetățean, se numea Gheorghe Pastia, era maior al războiului de independență din 1877, era fiul unui boier de aici, din Focșani, din elita locală, pe care focșănenii l-au botezat Cap Bun. Deci era un băiat deștept. Ok. Nu deștept cu conotația băieților deștepți de astăzi. Era un băiat deștept în adevăratul sens al cuvântului, pentru că a decis să nu țină averea familiei doar pentru el, ci să facă ceva pentru orașul în care s-a născut. Maiorul Pastia iubea arta, iubea cultura, avea acasă o bibliotecă extraordinară și așa, ca un amănunt mai de tabloid, să zic așa, pentru gestul lui de a oferi orașului acest teatru, a și divorțat de soția lui, o să vă spun de ce. Noi am avut un teatru în Focșani care funcționa în clădirea, într-o clădire improvizată din, făcută din lemn, în grădina publică, de lângă fosta mănăstire Sfântul Ioan. Teatru care a fost demolat în final de către primărie pentru condițiile insalubre pe care le oferea spectatorilor. Maiorul Pastia s-a uitat în cont, avea ceva bani și a donat primii 570 de mii de lei. Ok. Rugând totodată primăria orașului să pună la dispoziție un teren pe care să se ridice un viitor teatru. Îi plăcea să facă lucrurile așa cum trebuie, așa că a căutat o comisie de arhitecți și s-a organizat un concurs să vadă cu ce propuneri vin arhitecții din tânăra generație. Maiorul Pastia, mai mult decât atât, a plătit din buzunar o călătorie de studiu pentru echipa care s-a ocupat de ridicarea teatrului, pentru a se documenta la marile teatre ale Europei. Okay. În cele din urmă a rezultat clădirea pe care o vedeți aici, a cărei construcție a început în anul 1909, iar inaugurarea oficială a avut loc în toamna anului 1913. Imaginați-vă o clădire... S-a făcut-o repejor. ...monumentală, ridicată doar în 4 ani, iar la noi, în România post-decembristă, durează și 30 de ani să reparăm un monument istoric moștenit de la înaintașii noștri. Pentru că ce este patrimoniu dacă nu o zestre pe care am primit-o de la înaintașii noștri, pe care avem datoria să o ștergem de praf, să o reparăm și să o dăm mai departe.
Dar Pastia nu s-a limitat doar la clădirea teatrului. O să vă spun că în toamna anului 1913, când s-a inaugurat teatrul, a fost o săptămână de serbări aici, în Focșani. Această piață, care acum este înconjurată de blocuri, era înconjurată de case vechi, frumoase, ale elitei locale. Oamenii veneau aici în fața teatrului cu trăsurile. Piesa cu care s-a inaugurat teatrul a fost Fântâna Blanduziei, pusă în scenă de Teatrul Național din Iași, condus la vremea respectivă de Mihail Sadoveanu. Fântâna Blanduziei, știți că a fost scrisă de Vasile Alexandrii, au venit actorii Teatrului Național din Iași, a fost o bucurie pentru focșăneni. Focșănenii deja erau obișnuiți, prinseseră gustul teatrului încă dinainte de unire, când o trupă celebră nu a mai primit dreptul de a trece granița, n-au primit viza de trecere și au fost blocați o perioadă actorii aici în Focșani și au jucat cu casa închisă, cum am spune astăzi, într-o magazie de sare. Și a fost o bucurie extraordinară pentru focșăneni, întrucât oamenii, inclusiv țărani din apropierea orașului, au venit să se bucure de spectacolele care aveau loc. A fost un mare succes deschiderea teatrului din Focșani. Clădirea este configurată de așa natură încât să fie o garderobă jos, pentru că doamnele aveau rochii cu crinolină. De multe ori trebuiau să-și schimbe pantofii la intrarea în teatru, pentru că nu erau străzi asfaltate și se noroiau și veneau cu crinolinele. Ele trebuiau să intre în teatru și să arate perfect. Așa că scena cumva trebuie să urci niște scări pentru a ajunge la scenă, motiv pentru care până de curând sala de spectacol a fost interzisă persoanelor cu mobilitate redusă, dar între timp autoritățile, la inițiativa unui grup civic, a fost o campanie de advocacy la care a lucrat și asociația noastră și s-a reușit accesibilizarea teatrului. Maiorul Gheorghe Pastia a lăsat un testament foarte interesant și a solicitat ca în clădirea teatrului să nu aibă loc întruniri politice, între altele. Super. De asemenea, le-a cerut urmașilor săi să nu schimbe niciodată numele său de pe frontispiciul teatrului și de asemenea nu și-ar fi dorit să aibă o statuie. Există o statuie a maiorului aici, dar el nu și-a dorit această statuie. Din păcate, pe vremea regimului comunist, testamentul a fost încălcat încă o dată, iar numele maiorului Pastia a fost scos de pe frontispiciu teatrului și s-a pus numele unui comunist bulgar, Gheorghe Dimitrov, care n-avea de fapt nicio treabă cu Focșaniul, dar comuniștii au decis cumva să marcheze moștenirea asta pe linie politică. După care a revenit iar la... Da. La cutremurul din 1977 și cutremurile care au urmat, teatrul nostru a fost destul de serios avariat și timp de mai mult de 20 de ani a fost închis. Practic, acest teatru era gol, era o tristețe pentru orașul nostru. Oamenii fără adăpost își găseau, stăteau noaptea în teatru, iar dacă ai fi spus unui tânăr, haideți să ne întâlnim la teatru, nu mai exista teatru în mentalul colectiv, ci există aici, în apropiere, o cofetărie care a preluat numele teatrului. Și foarte mulți tineri, când spuneau haideți la teatru, de fapt pentru ei însemna cofetăria teatru. Dar s-a făcut un efort și, dacă nu mă înșel, în anul 2004, pe 24 ianuarie, s-au finalizat lucrările de reabilitare a teatrului și, practic, ne putem bucura în continuare în Focșani de spectacole de teatru. Am să revin la dorința maiorului Pastia de a nu avea loc întruniri politice în teatru. Pentru că, vă spuneam anterior, nu prea erau săli de întâlniri în oraș. Și odată ce s-a ridicat un teatru, bineînțeles, politicienii, așa cum făceau, cum se întâmplă întotdeauna, căutau, au găsit un decor foarte drăguț în care să facă politică. Boem, așa, spațiu mare. Iar maiorul s-a gândit că ar fi nevoie de o casă de cultură a orașului nostru. Mm-hmm. Teatru să rămână dedicat taliei și spectacolelor teatrale, iar cu ultimii bani pe care i-a avut, s-a gândit să mai facă încă o clădire, Ateneul Popular. Și de aici a apărut divorțul? Nu. Nu. Un fel, sau poate da.
Un fel de casă de cultura orașului pe care o să o vedeți în Piața Unirii. Deja conturile maiorului erau secătuite. El era deja cu anii bătrâneții care îi apăsau pe spate. Focșănenii își aminteau că îl auzeau seara cu bastonul lui care avea o terminație metalică, cât și cu pingeluțele de la pantofi, cum mergea prin Piața Unirii, pentru că el deja nu mai avea casa lui, nu mai avea familie, cumva voia, exact precum Gaudi, să își vadă finalizate ctitoriile pe care le-a făcut. Între timp, așa cum spuneai, și soția lui, care era o doamnă din înalta societate rusă, a decis să divorțeze de el pentru că nu îi se părea firesc ca toate economiile familiei să meargă către niște clădiri de utilitate publică, chiar dacă aveau destinația de ateneu și teatru. O să vă arăt și o fotografie cu doamna. Maiorul Pastia, ce să zic, a supravegheat lucrările și pentru ateneu, pentru că dânsul își dorea ca acolo să aibă loc tot felul de întruniri și prin închirierea sălii de acolo să fie susținută activitatea teatrului, ceea ce era foarte bine ce a gândit dânsul. Însă știți cum e, după ce ctitorul se duce, nu se respectă în tocmai testamentul. Cert este că noi avem, ne putem bucura de această clădire. O să vedeți în basoreliefful din centru, de acolo de sus, se vede motoul orașului Focșani, unirea face putere, și stema orașului Focșani, care a fost introdusă pe vremea regelui Carol I, principelui, este reprezentată Moldova în partea dreaptă, pentru că aici era partea spre Moldova, și Valahia de către cealaltă doamnă, care își dau mâna, simbolizând astfel unirea principatelor care s-a pecetluit prin desființarea graniței care se afla aici la Focșani. Iar acest motto, unirea face puterea, am citit în arhive că se puneau chiar și pe ștampilele de pâine. Okay. Brutarii orașului, pentru a se ști că acea pâine era făcută coaptă la noi în oraș, exista o ștampilă care atesta că pâinea era coaptă în Focșani. Între timp, arhitectura acestei piețe s-a schimbat, s-au creat aceste steluțe care sunt dedicate unor focșăneni de ispravă. Ce să zic, lipsește de aici Marea Doamna Teatrului Românesc, am un lapsus. A fost o problemă cu dezbaterea, nu s-a pus în dezbatere publică în momentul în care s-au făcut aceste steluțe, pentru că primăria a pus la început numai nume de domni, nu era niciun gender balance aici. În cele din urmă s-a pus o steluță pentru Hortensia Papadat Bengescu, care a fost și soră de caritate aici la noi în Focșani și a trăit în Focșani în timpul Primului Război Mondial. Vă spuneam mai devreme că aici ne aflăm într-un triunghi al celor mai frumoase monumente istorice din centrul orașului Focșani, unul dintre unghiuri fiind dedicat clădirii în care a funcționat sediul Băncii Naționale a României. Fiind oraș de graniță, Focșani avea o viață economică foarte interesantă. Așa se face că noi ne puteam numi pe bună dreptate un oraș cosmopolit. Aflați în căutare de oportunități financiare, voiau să facă bani, business-uri. Au venit aici evrei, da. Au venit aici armeni, au venit greci, inclusiv parte din lucrările de la această clădire a fost făcută de pietrari albanezi. Am avut de la sud de Dunăre, din Imperiul Austro-Ungar, am avut polonezi. Așa că în jurul anilor 1890, între 1880-1890, s-a luat inițiativa construirii unui sediu mai important de bancă aici la Focșani, chiar pe granița Milcovelului. Râul Milcovelul trecea chiar printre cele două clădiri. Okay. Primul sediu, o să vi-l arăt, este acolo în spate, iar în 1925 s-a ridicat această clădire, o clădire foarte
frumoasă și interesantă, făcută după modele agreate, bineînțeles, la nivel central. Jos era sediul băncii, iar sus era locuință pentru director și pentru casier. Uh-huh. Iar la subsol, bineînțeles, era seiful. Clădirea este norocoasă din anumite puncte de vedere pentru că și-a păstrat aspectul original. Au mai fost câteva intervenții de genul termopanelor pe care le vedeți, dar să spunem și că astea... cum a trecut de cutremur? Astea... a trecut bine? Păi se construia foarte bine din acest punct de vedere și aceste clădiri au rezistat pentru că aveau fundații destul de solide. Iar pe de altă parte, particularitatea cutremurelor vrâncene este că provoacă distrugeri la o distanță mai mare de epicentru. Mm-hmm. Pentru că epicentru cutremurelor, să spunem că este aici, în zona munților Vrancei, iar valurile seismice se lărgesc și provoacă mai multe distrugeri, de exemplu, la București. Da. Sau chiar peste graniță. O să vă arăt, vă rog să mă însoțiți, da, pentru a vă arăta o casă foarte interesantă, construită în stilul baroc francez, neobaroc francez, care a fost primul sediu al Băncii Naționale și care ulterior s-a transformat în locuința directorilor după ce acest sediu a fost inaugurat. Mie îmi place foarte mult că această clădire și-a păstrat și împrejmuirea originală, chiar și grilajele de la ferestre sunt cele de la început, iar dovada este un mic detaliu pe care o să vi-l arat aici la poarta de intrare din spate. A fost făcută de o întrepriză de aici, din Focșani. Este mai greu de descifrat, dar era o întrepriză de fier forjat care aparținea lui Fodor Gabor. Potrivit informațiilor mele, era venit de peste munți din Imperiul Austro-Ungar. Granița, dacă am pune-o astăzi, trecea exact printre aceste clădiri, printre aceste două clădiri. Iar casa de care v-am spus este aceasta de aici. La început avea intrarea aici, în zona din față, însă între timp ea a fost modificată. Casa a servit ca sediu de bancă, inclusiv după anii 1990, a fost sediu băncii agricole aici. A fost scoasă la licitație, a fost cumpărată de o familie de aici, din Focșani, care a transformat-o în proiectul lor de suflet și au reabilitat-o cu foarte mare grijă și dragoste în ultimii 10 ani, iar ea este una dintre cele mai frumoase podoabe ale orașului nostru. Dacă o să trecem pe partea cealaltă, o să o puteți admira. Proprietarii au intenția să o deschidă, să fie în continuare o casă deschisă a orașului nostru și să funcționeze aici o cafenea artistică, drăguț, poate un restaurant, să aibă loc expoziții. Casa a fost ridicată de negustorul David Alpern în jurul anilor 1883, potrivit informațiilor noastre. Și a intrat în folosința Băncii Naționale, așa cum v-am spus inițial. Ea păstrează într-una din camerele de subsol casa de bani. Iar această casă, pe lângă faptul că a fost reabilitată cu așa mare grijă, păstrează și un beci destul de interesant, un beci specific caselor boierești de aici, din zona noastră, care le permitea proprietarilor să-și pună la primul nivel ce aveau mai de valoare în casă, poate, eu știu, banii, aurul, cerealele, alcoolul, iar la primele nivele, urăturile și în cazul în care veneau, eu știu, invadatorii, pentru că se întâmpla destul de des de-a lungul istoriei să orașul să fie invadat și ocupat, ba de ruși, ba de turci, de otomani și de alte neamuri, pentru că noi am fost aici la întrepătrunderea, da, tuturor drumurilor dintre est și vest.
Iar din acest punct de vedere, Focșaniu chiar avea foarte multe beciuri. Există și această legendă urbană că există un oraș subteran. Într-adevăr, fiind oraș de graniță, ca peste tot și întotdeauna, oamenii doreau să evite plata taxelor vamale. Și atunci... Aha. Poate că s-au făcut niște tuneluri. Exact cum era. Ca să scape de graniță. Precum făceau cartelele de droguri din Mexic și la noi, în cooperare vecinii între ei, dărâmau, au săpat astfel încât... Și luau ei alte taxe mai mici. Puteau, cine știe. Puteau să evite. Există o legendă urbană, nu am nicio dovadă că așa s-a întâmplat, că ar fi fost un asemenea tunel în zona muzeului de istorie, unde oamenii puteau folosi chiar măgăruși ca să... Aha, ca atât să de care, să care, să care anumite mărfuri pe care le scoteau la marginea orașului către râul Milkov. Există un proprietar de restaurant acolo care a cumpărat o casă veche, monument istoric, și la lucrările de reabilitare a găsit acel beci care, mă rog, pornea destul de adânc, dar cum ar fi intrat în curtea vecinilor, a oprit explorarea. Dar din acest punct de vedere, orașul este interesant pentru că oamenii, în timp ce construiesc, mai apare gura unui beci. Da. Inclusiv la un liceu aici, în Focșani, copiii s-au trezit cu că s-a prăbușit podeaua și a ieșit la iveală un vechi beci. Inclusiv când s-a construit catedrala de aici, din centru, la fel au ieșit la iveală beciuri. Sunt foarte multe beciuri, pentru că în locul blocurilor de astăzi au fost case. Da. În urma cutremurului din 1977, autoritățile comuniste ale orașului au luat decizia atunci să demoleze centrul istoric al orașului, astfel încât, nu știu, toate resturile din demolări au fost, s-a încercat pe cât posibil umplerea beciurilor care existau și nu s-a mai păstrat o harta acestora. Noi aveam aici în Focșani, chiar foarte aproape, așa numita strada mare, era ceea ce am numit astăzi o stradă pietonală, în care mergeau, să zic, eventual trăsuri sau foarte puține mașini, cu foarte multe magazine, bănci. Era practica, inima comercială a orașului Focșan, se numea strada mare, avea aproximativ 3 km și istoric făcea legătura între Moldova și țara românească. Ea pornea de aici, din piața Munteni, cum se numea, astăzi o numim piața Unirii. O să vă arătăm și acolo. Și ieșea în zona comercială a orașului, unde se vindeau cereale, animale și așa mai departe. Iar această stradă are o poveste interesantă. Dacă priviți cu atenție, o să vedeți că pe partea aceea sunt case vechi, iar aici sunt blocuri. Practic, datorăm unui fost șef al securității comuniste faptul că această parte a străzii a rămas nedemolată, pentru că dânsul a achiziționat în acei ani una dintre casele frumoase de pe această stradă și în momentul în care au văzut că tovarășii înaintează cu demolările, practic aici, până la acest bloc aici. Omul a luat atitudine și s-a dus la conducerea partidului și a spus: ce faceți? Ați văzut că eu mi-am luat o casă aici și vreți să mi-o demolați? Și datorită intervențiilor sale, practic s-a oprit resistematizarea urbană a orașului la această casă. Și o să vedeți, acolo este o casă destul de interesantă, unde a funcționat un restaurant celebru al orașului. Și astfel am păstrat în peisajul urban câteva case destul de drăguțe și este una dintre puținele străzi, aceasta scurtă, care pe o latură are doar clădiri istorice. Mai puțin intervențiile nefericite care s-au făcut după anii 1990. Dar eu am speranța că oamenii vor reveni la bunul gust de odinioară, iar casa fostului negustor Alper, pe lângă care am trecut aici, va deveni o sursă de inspirație și pentru oamenii care vor trăi în viitorul Focșani. Am văzut așa o mică tendință a oamenilor prosperi din generațiile actuale să investească, să zic, anumite profituri ale companiei în case istorice vechi și mi-aș dori foarte mult ca ele să fie restaurate, păstrând așa originalitatea timpului în care au fost construite, pentru că
Orașul acesta chiar merită, are o istorie foarte frumoasă, foarte interesantă, o istorie care nu este doar a lui, o istorie care se împletește cu istoria națională, cu istoria europeană. Și mi-aș dori foarte mult ca, poate și atunci când nu vom mai fi noi, generațiile următoare să aibă bucuria de a privi câteva din casele înaintașilor noștri. Da, da. Și cu ocazia asta să se inspire să lase și ei mai departe. Da, pentru că ce ar fi patrimoniu? Este o zestre pe care o primim, o ladă de zestre, dacă vreți, pe care o primim de la părinți, bunici, străbunici. Avem datoria și noi, ca generație, să avem grijă de zestre, da. Eventual să o facem și mai frumoasă. Da, da, și să o lăsăm, să o lăsăm generațiilor care vin, pentru că timpul trece foarte repede. Da. Aici este... Mai e în Ciocodină un monument. Da, este fostul sediu istoric al Camerei de Comerț a orașului Focșani, unul dintre acele sedii. A funcționat... un restaurant celebru al orașului, a fost și sediul al Bibliotecii Județene. După anul 1990, clădirea a revenit la proprietarii inițiali, Camera de Comerț. Se presupune că au un plan astfel încât să o repună în valoare. Deocamdată este în stare de conservare, iar peste drum, această frumoasă casă cu etaj, a aparținut, mă rog, a avut mai mulți proprietari de-a lungul timpului. Da, această casă, prin proporțiile frumoase, prin arhitectura interesantă, ne arată, de fapt, ce statut social îți putea oferi meseria de cofetar, de exemplu. Wow. A aparținut la un moment dat unui foarte cunoscut cofetar al orașului nostru, iar acum funcționează, este unul dintre sediile Bibliotecii Județene, Biblioteca Județeană Duiliu Zanfirescu. Există și un bust al marelui scriitor Duiliu Zanfirescu. Este considerat cumva cel care a modernizat literatura română și cel care este autorul seriei Viața la țară, pentru că el s-a inspirat destul de mult din, mă rog, ce se întâmpla pe la Moșie, a portretizat arendașul român cu toate, mă rog, defectele pe care le aveau oamenii din perioada respectivă. Iar aici, la fel, sunt câteva case negustorești foarte interesante. Iar pe partea dreaptă, această clădire destul de bine conservată, astăzi găzduiește sediul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Vrancea al Arhivelor Naționale, dar ea a fost ridicată la sfârșitul secolului XIX pentru a fi sediul Colegiului Unirea. S-a dovedit că această clădire a fost mică pentru nevoile liceului, astfel încât peste câțiva ani s-a construit un alt local pentru acest liceu, așa numită mică universitate, pe care o să o vedeți în cadrul turului nostru. Iar aici clădirea a rămas să servească Ministerului de Interne. La un moment dat se presupune că a fost și sediul securității și aici au avut loc și întâmplări mai nefericite. Ceva, da, anchete ale celor care se împotrivea, să spunem așa, sistemului. Iar apropo de beciurile care făceau legătura între Moldova și țara românească, chiar vorbeam recent cu angajații de aici, că și aici a apărut prin curte, se presupune că este un beci prin curte, pentru că s-a lăsat terenul. Iar acum drumul nostru ne poartă către fosta piață Munteni. Da. Ea era piața centrală a Focșanilor Munteni. Era aici Munteni. Pe stânga sau mai în față? O să vedeți la 150 de metri în față. Asta se numește Piața Unirii. În mod greșit, oamenii cred că aici s-a jucat pentru prima dată Hora Unirii, dar nu este adevărat, pentru că era doar Piața Munteni. Când a venit
scuza la Focșani, după ce a fost ales domnitor în cele două principate, mai întâi la Iași și apoi la București. S-a oprit într-adevăr în Focșani și s-a încins ohora Unirii, dar ea s-a jucat undeva la podul de chiatră, în fața unei cafenele foarte cunoscute în epocă, se numea Cafeneaua Napoleon și era foarte aproape de sediul universității, sedului de astăzi al Universității din Focșani. Nu se mai cunoaște exact locul exact unde se afla această cafenea, dar mi-ar plăcea și probabil că dacă privim cu atenție hărțile vechi, cu siguranță îl vom identifica. În cadrul proiectului nostru Povestim Focșaniul, am documentat practic toate obiectivele istorice care mai au legătură cu unirea principatelor de la 1859, dar și cu celelalte mari evenimente care au avut loc în Focșani, să zic, până după unirea de la 1918 și am încercat cumva să documentăm în arhive mărturii din epocă care să ne arate inclusiv locurile unde se aflau, să zic, anumite case, anumite obiective care astăzi nu mai există. După cum v-am spus, în timpul perioadei comuniste, orașul nostru s-a schimbat radical. Inclusiv pasiunea mea pentru oraș a pornit de la o curiozitate personală. Am lucrat mulți ani ca jurnalist. Mi-au trecut prin mână diferite ilustrații vechi. Am mai cercetat în arhivă. Și ușor, ușor am început să refacem acest puzzle.